Salut! Am primit ceva la reparat, un tensiometru. Da, mi-am luat și o chestie din asta. De ce? Nu neapărat să fiu în rând cu lumea, ci să-mi protejez biroul, pentru că l-am tot zgâriat cu amplificatoare și cu alte chestii mai voluminoase. Ăsta e mic, știu, dar așa am găsit pe EMAG. O să trebuiască ceva mai mare și am văzut că sunt destule variante mai mari pe AliExpress și o să-mi iau unul din ăla, dar momentan e ok și ăsta. Și am luat gri pentru că este mai neutru, o culoare mai neutră, mai puțin reflexivă, este mai puțin strident. Mi s-a spus că nu mai pornește. Alimentatorul este de 6 V. Haide. Da. Deci 6 V, 500 de miliamperi. Ia să vedem, avem 6 V. Șase, da. Are și locaj pentru baterii. 4 baterii, 6 V, bineînțeles. Da, într-adevăr. Ah, ba da, pornește. Sau doar rămâne așa. Curios, deci doar stă așa. Vreau să verific o treabă. În loc de baterii, conectez cleștii ăștia de la sursa mea de laborator și o setez la... Am setat-o deja la 6 V și 500 de miliamperi. Asta pentru că vreau să văd dacă există ceva consum și cât anume. Uitați, am agățat multimetrul așa de probă la cleștii ăia și pornesc sursa, haide mă, acum. E pe on. 5998, da, 6 V. Am oprit-o. Am agățat cleștii de arcurile unde erau bateriile și hai să văd așa. Deci pornesc sursa acum. Momentan am cât 60 de miliamperi consum. Da. Tot 60 de miliamperi și nu zice nimic. Deci nu e... Am bănuit că ar putea fi probleme la încărcător, să nu suporte tensiunea în sarcină, să nu suporte curentul, de fapt.
Dar nu uitați, doar 60 de miliamperi din 500 disponibili și el rămâne blocat. Deci avem probleme. Nu e mare lucru pe aici. Un senzor de presiune presupune la cu furtunașul, doi condensatori, niște diode, un regulator pare a fi și procesorul, microcontrolerul. Vreau întâi să verific condensatorii ăia. În sfârșit am găsit o poziție în care să se vadă pe cameră, deci 1000 de micro cu 0,26 ohm, 1000 de micro, da. Și ăsta mic, 22 de micro, ar trebui să aibă. Două șase cu 0,17, da. E bun și ăla. Deci nu e de la condensatori. Hai să verific ceva diode pe aici, deși puțin probabil, dar hai să vedem. 183 mV, așa. Probabil e Schottky, da, că invers este deschis. Cam la fel, deci asta tot Schottky. Invers. De ce doar 15 mV? N-are voie, prea puțin. Haide. Aceeași poezie. Înseamnă că e arsă dioda asta. Nasol că display-ul este conectat cu tipul ăsta de pamblică sau cum n-ai voie zice. E foarte fragilă. Și nici n-am ce să-i fac ca să o consolidez cât lucrez pe el. Mai este o diodă mică de tot aici, probabil capsulă din aia similară rezistențelor 0603 sau ceva de gen. Așa. Și la fel și invers. Deci sunt ceva probleme. Asta este dioda A3 pe care îmi dădea scurt. Plusul ei merge la plusul condensatorului. Și minusul anodul merge la condensatorul ăla micuț C5 și probabil cu ceva viasuri la masă, nu?
Cred că ăsta este viasul de la TP6 și la el este un fir negru care merge la minusul motorașului. Deci nu merge la masă. Mai iese cu un vias înapoi. Aici, la regulatorul ăsta, cred. Verific apoi cu multimetru. Înseamnă că și CEI-ul ăsta P0SG. Presupun că e ceva regulator, nu? Nu găsesc nimic despre codul ăla. POSG pare să fie nu 0 de la CEI-ul ăsta, dar pare a fi un regulator. Și de vreme ce nu avem inductanță, nu poate fi decât regulator liniar. Ceva LDO. Și uitați, deci pinul 5 al lui merge la plusul condensatorului mai mic și pinii 1 și 3 parcă sunt legați împreună și merg la plusul condensatorului mai mare. Deci este ceva LDO. Și dacă ar fi în scurt, ar trebui să găsesc scurt între plusurile condensatoarelor. Că e același lucru. Are ceva MOSFET înseriat în el. Și uitați, nu este scurt. Deci nu mai contează că nu găsesc informații despre el. Mai mult ca sigur nu este defect. Dioda asta pe care am găsit-o suspectă de străpungere are catodul la plusul condensatorului ăsta mic, mare, uitați. Și anodul merge printr-un vias la firul ăsta negru și la minusul motorașului de la pompă. Uitați. Și mai merge printr-un vias aici, la ăsta, care pare a fi un regulator. Am căutat puțin pe internet. Ăsta nu este regulator, este capsulă SOT 89, dar nu este regulator, este tranzistor NPN. Bază colector emitor din stânga. Păi e sârmă. Sau nu e? 395, bază emitor 362 și colector emitor 36 mV și invers la fel. Da, și emitorul lui merge la minusul de alimentare. Deci are colectorul la
minusul motorului și emitorul la minusul de alimentare, iar dioda aia nu cumva este antiparalel pe motor și atunci e normal să arate un soi de scurt. Da, așa pare, uitați, am plusul multimetrului pe plusul motorașului și minusul multimetrului pe catodul diodei. Da, deși mai probabil dioda aia nu este arsă, arată scurt datorită motorului. Prima chestie pe care vreau să o fac este să dezlipesc firele de la motoraș. Am dezlipit firele de la motoraș și acum să văd. Acum să văd dacă dioda asta mai arată scurt pe ea. Nu, invers. Întâi. Nu, 526. Și așa se 598. De ce dă și așa că n-are voie? Dar tranzistorul ăsta. Colector emitor 560 de milivolți și emitor colector 560. Dioda asta micuță arată în continuare un aparent scurt pe ea. Din fericire, este în paralel, nu? Ba da. Este în paralel cu un pad din ăsta mai mare. Am scos dioda aia mică. Al naibii de mică. Ia să vedem, reușesc să o măsor. Nu pare să fie în scurt, dar e al naibii de dificil să o măsor, că e prea mică. Haide mă, stai. Da, nu e dioda aia mică în scurt. Scurtul s-a păstrat pe placă, în locul ei. Da, cred că am elucidat misterul așa zisului scurt. Dioda asta este antiparalel pe firele alea două albe, uitați. Și alea merg la actuatorul ăla. Și de-aia vede, de-aia vede scurt. Am dezlipit-o degeaba, dar oricum nu mai pun dioda așa mică. Am dezlipit unul dintre firele actuatorului și acum scurtul ar trebui să dispară, așa zisul scurt. Da, nu mai am. Am măsurat din nou tranzistorul ăsta și acum mi arată polarizările care trebuie după ce am desfăcut actuatorul. 541 bază colector.
Aici tot nu arată. Arată prea puțin, deci tot este ceva influențe. Tot sunt ceva influențe pe circuit. Colector emitor. Tot găsesc pe aia 560 de milivolți. Deci ceva mai este defect. Dar ce anume? Am conectat cleștii de la sursă pe pinii motorului. Vreau să văd dacă merge. Și setez la... Încep cu un 3V. Să văd. Și pornesc acum. Pare să meargă. Și cât am? 140 de miliamperi consum. Ia să vedem cu 5V. Cât am? 180 de miliamperi. Deci motorașul e în regulă. Fac același lucru și cu electrovalva. Am conectat cleșii de la sursă, direct pe firele ei. Și las la 5V să văd așa cum, dacă ea merge și pornesc sursa acum. Da, s-a auzit clanț. 40 de miliamperi, uitați aici. Deci și electrovalva este în regulă. Pentru că am un consum de aproximativ 50 de miliamperi, 50, 60, oscilează și cu el oprit. Aș vrea să văd cu camera asta termică a telefonului unde se duc ăia 50 de miliamperi, pentru că nu mi se par ok. 50 de miliamperi descarcă foarte rapid bateriile dacă sunt lăsate în ele. Am conectat alimentatorul ei și deja ce e aici? Nu condensatorul. Dioda aia e. Sau regulatorul dintre condensatori. Ăla pare. Ăla pare să se încălzească de îl găsește bățul. Am pus o lentilă macro la cameră și da, uitați. Regulatorul ăla se încălzește și se încălzește foarte tare. Asta este lentila. Hai să măsor ceva tensiuni pe condensatorii ăștia mici. Regulatorul ăla este pus chiar între ei. Regulator cred că este, nu? Deci am aici 5,74 în condițiile în care am 6V și ceva. Deci aici pare a fi intrarea. Redusă cu o diodă și aici pe condensatorul mai mare n-am nimic, am 20 de milivolți, păi de ce? A, nu, am, haide mă. Păi nu înțeleg. 5,74 acolo și... aici.
Nu e regulator? Am urmărit puțin traseul alimentării. Firul albastru, masa alimentării, merge direct la masa de pe placă. Și firul portocaliu plusul vine aici, la nodul diode ăstea mici de 5, da. Și plusul de la baterie vine printr-o altă diodă de 3. Ambele vin aici, la plusul condensatorului mare. Deci aici este alimentarea principală și apoi prin regulator, dacă este, sau posibil tranzistor, merge către ăsta mic, către condensatorul ăsta mic. Dar uitați, am pe direct pe intrare o rezistență de 100, 100 și un pic de ohm și asta explică acel curent, chiar și când este oprit, de cât era, 50 de miliamperi, 60, ceva de genul. Că ați văzut, după dioda asta am 5,70 și ceva. Și singura componentă care se încălzea de pe placă, am văzut cu camera, este ăsta mic. Deci ăsta prezintă rezistența aia pe alimentare. Am dezlipit. Regulator ar trebui să fie. Vreau să văd dacă așa mai am rezistența aia de 100 de ohmi de pe alimentare. Nu. Deci, ceva de la el este, ceva de la integratul ăla este, și regulator ar trebui să fie integratul ăsta. M-am uitat puțin la microscop fără să mai înregistrez și are pinii 1 și 3 la alimentare, la plusul condensatorului ăsta mare. Apoi pinul 2 la masă și pinul 4 este neconectat și pinul 5 la ieșire. Deci rezistența ar trebui să fie între pinul 2 și 1 sau 3. Ia să vedem. ...273 între 1 și 2 și în polaritate inversă la multimetru 268 și între 3 și 2 haide man. ...183 și în polaritate inversă 182. Da, deci ceva probleme aici, la ăsta sunt. N-are voie să aibă așa ceva pe intrare, că descarcă bateriile imediat. Întrebarea rămâne. Ce este, că pe el scrie POSG sau P0, dar mai degrabă PO? O să mai caut puțin totuși pe Google să văd, acum că știu pinout-ul. Regulator ar trebui să fie, pentru că el cel mai probabil alimentează partea digitală. Dar rămâne de aflat cu cât. Am căutat pe Google, știind acum că trebuie să fie regulator ăla, capsulă SOT 235, și știind și pinout-ul, mi-a fost mai simplu să găsesc. Am găsit mai multe variante de regulatoare LDO, că asta este, în capsula asta și cu pinout-ul ăsta. Pinul 1 pare a fi intrarea și pinul 3 enable, active high, adică
activ când este legat la plus, la plusul de intrare, pinul 2 masa și pinul 5 ieșirea. Și toate variantele pe care le-am găsit sunt de 3,3 volți. Și ar avea logică, până la urmă, cu atât trebuie să fie alimentată partea digitală, cel puțin la aparatura modernă, majoritatea așa au. Deci am adus de la sursa mea, am programat-o la 3,3 volți și 100 de miliamperi. Așa că ar trebui să fie de ajuns 100 de miliamperi pentru partea digitală. Și am adus aici, uitați, prin cleștii ăștia, plusul pe plusul la condensatorul ăsta mic și minusul pe masa de la alimentarea de la baterii. Și pe mufa tensiometrului pun alimentatorul lui normal și să vedem așa. Sursa e deja activată, uitați. Și am zero curent cu ea oprită. Și ia să văd dacă apăs pe butonul ăsta. Da. Deci asta este. Și cât am consum? Sub 10 mAh pe și cu el pornit din partea digitală, uitați. Sau acum 10 mAh. Păi de ce s-a ars regulatorul ăla atunci? Consumul este foarte, foarte mic din el. Eroare, normal că nu are nici pompa, nici electrovalva și nu-i convine. Am reconectat la loc și electrovalva și pompa și furtunașul ăla de la senzorul de presiune sau cred că ăsta este și am pus 3,3 V de la sursa mea pe partea digitală și pe mufa tensiometrului am pus alimentatorul ei normal. Am conectat și furtunașul ăsta cu chestia asta și am pus-o pe brațul meu ca să fac un test și pornesc acum. Da, merge, că se umflă ăsta. Deci, toată treaba acolo este la regulatorul ăla. Nu am regulatoare de 3,3 V în capsulă 123, nu am de niciun fel de altfel. Și fiind vorba despre un dispozitiv medical, nu pot să pun omul să aștepte până fie mi-au eu de la TM sau de pe AliExpress. Și atunci improvizez ceva. Mai ales că este un consum mic. Mă folosesc de LM317. Nu știu dacă se vede. Este focalizat, dar nu este unghiul. Ba, da, cred că acum se vede totuși ceva. Și am între adjust și V-out 220 de ohmi. Acum s-a focalizat. Și între adjust și masă, două rezistențe de 180 de ohmi înseriate ca să-mi dea 360, că n-am găsit una de 360. Intrarea pe firul portocaliu, ieșirea pe firul roșu. Știu, nu este LDO, dar nici nu cred că este nevoie. Alimentatorul este stabilizat la 6 V. Bine, după dioda sunt ceva mai puțin de 6 V, dar ar trebui să fie ok. Am pus la sursa mea ca să probez cleștii ăștia pe intrare și am setat sursa la 6 V. Și o pornesc acum. Da, am 5, 6 V pe ieșire. Pe ieșirea sursei.
Și hai să vedem. Deci, între masă am pe intrarea regulatorului 5,98. E bine. Și pe ieșire 3,3. Fix 3,3. Ia să văd o treabă. Reduc ieșirea la 5,7, cât ați văzut că găsisem. Și activez din nou. Să văd, mai am 3,3 pe ieșirea regulatorului. 3,3, da. Hai să reduc la 5 ieșirea. Băi, ce nasol că nu au implementat în aplicația asta o tastatură. Improvizația asta de encoder din aplicație, na, nu este foarte precis. Trebuie să ai răbdare cu el. Activez din nou sursa cu 5V. Să văd, mai am 3,3 pe ieșirea 317. 3,3. Hai și un 4,5. Ca să zicem că na, în sarcină maximă scade. Scade tensiunea de la alimentator. Nu știu exact cu cât. Haide, men. Așa, 4,5. Da, s-a setat sursa. Și o activez din nou. Și ia să văd așa. Mai am 3,3. 3,04. Ar trebui totuși să fie ok pentru electronica digitală din el. Am pus regulatorul, l-am fixat pe display. Pe suportul ăsta de la display și am pus și dioda aia micuță pe care o desfăcusem, era în paralel pe în antiparalel pe electrovalvă. N-am mai pus-o pe ea că era prea mică să-mi bat capul cu ea. Am pus o variantă SOD 123 de 4007, codul A7. Și hai să vedem. Am conectat furtunașul ăla cu atașamentul, ce n-ai, cum naiba îi zice. Și am pus și alimentatorul. Și hai să vedem acum. Nu știu dacă se vede pe cameră. Acum o să se vadă. Da, merge. Da, e ok. Am mutat cleștii ăștia de la sursă la multimetru pentru că vreau să verific, să văd dacă am 3,3V și în sarcină. Și pun mufa de alimentare și ar trebui să am 3,3V, da. Acum este oprit ăsta. Și dacă îl pornesc, rămâne 3,3, dar nu face presiune că nu este pe braț. Elementul ăla, da, eroare. Eroare că nu are presiune, da. Am pus acum chestia aia pe braț și hai să vedem din nou. Rămân 3,3. Acum e presiunea mai mare, deci sarcina mai mare pe intrare. Da, s-a oprit pompa.
Nu contează ce o să afișeze ca tensiune, că am mișcat mâna, deci nu o să fie valoare corectă, dar ideea este că, uitați, a rămas peste 3,3 V pe tot parcursul testului. Nu, 16 cu 12, nu. Nu, v-am zis, am mișcat mâna, era normal să dea valoare erronată. N-am avut niciodată tensiune mai mare de 13. Ideea este că regulatorul de 3,3 V a rămas peste 3,3 pe tot parcursul testului. Deci este ok. Nu e o problemă faptul că nu este LDO. Asta era ideea. L-am închis înapoi în carcasă și mai pun din nou alimentatorul odată. Și da, e ok. Pornește. Am scos alimentatorul și am pus 4 baterii. Să văd dacă e ok și pe baterii. Ia să vedem. Da, uitați, a pornit. Și să retestez. Cu săgeata așa. Mai fac o dată un test. Așa, ia să vedem acum. Doisprezece cu opt, da. E ok acum, deci merge și pe baterii bine. Nu e cea mai confortabilă poziție de măsură tensiunea așa, nici nu este ideea asta. Ideea este că gata, aparatul acum merge. S-a rezolvat și mă bucur. Habar n-am de ce să arzi regulatorul ăla. Pun stop cadru și fac un voice-over pentru că este mai eficient așa decât să scriu un text lung pe ecran. Regulatorul ăla s-a ars pe partea de alimentare și a existat totuși două posibile explicații pentru defectarea lui. Fie s-a folosit din greșeală un alimentator mai mare de 6 V, fie regulatorul care era pe placă era o variantă cu alimentare maximă la 5 sau 5,5 V. Din ce am văzut pe mouse, există multe variante de LDO-uri de 3,3 V care acceptă maxim tensiunile astea și atunci era normal să se defecteze. Oricum, în ambele situații, folosirea unui LM317K înlocuitor previne apariția problemelor ăstora. E clar că din cauza unei supratensiuni pe alimentare s-a ars acel regulator, că s-a străpuns parțial tocmai pe alimentare. LM317 suportă o diferență mare pe el, deci nu mai pot fi probleme acolo, dar la el, având divizorul ăla fix, are nevoie, așa cum știți, LM317 are nevoie de câțiva miliamperi sarcină minim permanentă ca să stabilizeze bine. În cazul de față cu divizorul ăla sunt cam 5 miliamperi consum constant din baterii, dacă se folosesc bateriile. Deci și așa s-ar consuma bateriile, dar na, nu am altă variantă, nu am regulator de 3,3 V LDO. LDO-urile au de regulă un consum în gol foarte, foarte mic, un consum al lor nativ, dar este ok și așa. O să recomand proprietarului să folosească mai mult alimentatorul sau dacă nu o să-l folosească tensiometrul pe perioade mai lungi, să nu lase bateriile în el. Și mă surprinde faptul că nu a cedat partea digitală,
a primit mai bine de 5V și totuși n-a pățit nimic microcontrolorul ăla. Nu m-am uitat prea atent la alimentarea lui, posibil să fie avut ceva protecție pe alimentare, nu știu, dar mă surprinde. Oricum, ideea este că s-a rezolvat și mă bucur. Dacă ați urmărit până la capăt, că ăsta este videoul, deci asta este reparația. Dacă ați urmărit până la capăt, vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați click pe clopoțel să fiți notificați de îndată ce urc conținut nou. Dacă vă plac videourile mele și doriți să mă susțineți, știți cum o puteți face, cumpărând super mulțumiri sau abonându-vă la una dintre opțiunile mele de membru de canal. Acestea fiind zise, vă mulțumesc și ne reauzim în episoadele următoare. Vă salut!